Care ar fi punctul dumneavoastră de vedere despre uh, candidaturile anunțate pentru șefia Marilor Parchete? Lista nu este uh, definitivă, într-adevăr, însă titularii mai doresc un mandat. Sunt îndreptățiți? Uh, bun. Acum, părerea noastră, ca să spun așa, în legătură cu persoana care ocupă funcția de procuror general, ne-am exprimat-o de la început, solicitând secției pentru procuror de la acel moment să emite un aviz negativ. Întrucât respectiva persoană, prin istoricul și prin modul în care își precizase punctul de vedere cu ocazia susținerii proiectului, nu Uh, era de natură să trezească încrederea că poate să îndeplinească o asemenea funcție la nivelul minim de performanță cerut. Uh, acești trei ani, bineînțeles, cu situația crizei COVID, care oarecum i-a făcut, făcut să fie un mandat atipic, nu au făcut decât să confirme temerile pe care ni le a manifestat și pe care, bineînțeles, și le-a exprimat prin avizul negativ Consiliul Superior al Magistraturii. Din punctul nostru de vedere, nu ar trebui să primească un al doilea mandat. Sunt foarte multe chestii pe care le putem, ca să spun așa, reține. De Vă la rog, câteva exemple. Câteva exemple de la solicitarea către DNA și de cot de preluare pentru a degreva parchetele de pe lângă judecătorii a unui număr de cauze. Aspect care evident încălca dispozițiile legale privind competența acestora, care e o competență specială. Nu ești parchet ierarhii superior, parchetele pe lângă judecătorie, ca să poți să preie astfel de cauze. Situația halucinantă cu uh, dispozițiile privind uh, codul vestimentar al procurorilor. Uh, cu timpul petrecut pentru a identifica un anume procuror care avea un tricou cu un imprimeu care îi s-a părut necorespunzător. Uh, ce mai erau? Uh, confruntarea cu porumbeii, Notele interne privind... Uh, una peste alta, ca să fiu înțeles. Sunt posesorul unei mașini de culoare închisă. Nu-mi place când porumbeii desfășoară anumite activități asupra acesteia, dar, din punctul meu de vedere, nu este treaba Procurorului General să își piardă timpul cu asemenea chestiuni. Să le pună și în scris și să le dea sub forma, ce să spun, la un moment dat, toaletele parchetului de pe lângă în alta curte erau dotate cu afișe, mă rog, afișe, format A4 în care se atragea atenția să nu se deschidă geamurile, întrucât intră porumbei și fac mizerie la toaletă. Deci, ca să... O chestiune administrativă. O chestiune administrativă, l -am l -am. da, adică deja o preocupare absolut... Bine, nu erau respectivele semnate de dumneai, dar arată oarecare preocupare a instituției pentru niște chestii atât de mărunte. Timp în care sistemul judiciar și ministerul public încetul cu încetul se cam dezintegra. Timp în care n-a avut absolut nicio luare de poziție cu privire la legile justiției. Cu privire la modificările extraordinar de nocive aduse de actualele legi, prin care poliția judiciară practic a fost scoasă din uh, legea de organizare. Dacă pe vechile legi 304, de exemplu, poliția judiciară și Polițistul de poliție judiciară erau undeva cam de 40-50 de ori pomenită noțiunea, în acest moment este pomenită de două ori la un articol în care se vorbește de faptul că urmează să imită o dispoziție legală în zona dispozițiilor tranzitorii și o dispoziție generală în care se spune că se preia ce este trecut acum, cum că procurorul conduce și supraveghează activitatea de urmărire penală a Poliției Judiciare. Deci o chestie absolut lipsită de consecințe practice. Asta e una. Doi, Bine, aici e o chestiune cu care m-am confruntat. N-am să intru în multe amănunte. Modul în care s-a gestionat situația cu dosarul acela cu filajul la magistrați și jurnaliști. Situația în care a anulat întreaga urmărire penală, după care s-a abținut întrucât avea calitatea de martor în cauză. Aspect care a fost cuprins în raportul de țară al Departamentului de Stat al Statelor Unite. Este nominalizată cu nume și prenume. Exact această situație. Bun. Mai departe, putem constata că jumătate. Din cei care erau la acel moment la parchetul de pe lângă înalta, s-au pensionat sau au părăsit. De altfel, e declarația domniei sale, care povestește ce situație tragică este cu personalul, întrucât ea, când a venit, era un anume, quantum acum s-a redus. Păi și este vina Procurorului General că da. pleacă. Sunt aspecte angajați. care țin, probabil, sunt persoane care n-au dorit să mai lucreze în tare condiții dar în același timp discutăm până la urmă și de structura organizatorii ca parcheturile pe lângă în alta curte, că dacă ne uităm din cei câți au mai rămas acum, 70 de oameni sau poate un pic mai puțini, dacă ne uităm la secțiile, serviciile unde acționează, să nu uităm, sunt trei secții operative. Secția de urmărire penală criminalistică, secția parchetelor militare, adică oameni care investighează cauze penale, da. fac urmărirea penală și, bineînțeles, secția judiciară penală care participă la ședințele de judecat. Dacă îi dăm la o parte pe aceștia, o să constatăm că un număr suficient de procurori cu care s-ar putea umple posturile vacante din aceste secții au Ocupă sau desfășoară activități de agent de turism în zona de cooperare internațională, de uh, inspector de personal sau petrec timp făcând studii și emițând opinii, adică orice altceva decât să lucreze în dosare penale. Și atunci e foarte simplu momentul în care nu ai făcut nici măcar. O reorganizare spre eficientizare a unității pe care o conduci implicit. Să te plângi că n-ai oameni pe toate posturile, și în același timp să mai emiți pretenții de a conduce, coordona întreg Ministerul Public. Și să nu uităm că s-a mai schimbat paradigma față de data trecută, de mandatul precedent. Prin noua lege, Procurorul General a devenit un fel de superprocuror poate infirma absolut orice soluție emisă de un procuror de la orice parchet. Ori uh, o persoană care până la urmă a desfințat o urmărire penală în care ea s-a considerat a fi incompatibilă ulterior întrucât era martor în cauză, închipuiți-vă că din acest moment are acces pe toate dosarele din țară. Revin. Om trăi și vom vedea. Da, vom trăi va și vom vedea. Acest Bun, acum, din nou, ajungem la discuția că uh, nu este ce poate fi mai rău. Deci, categoric, se pot identifica persoane mult mai nocive care să fie puse în acele funcții. Deci, teama mea nu este neapărat că va ajunge a mea, așa, colegilor că va ajunge să primească un al doilea mandat cât uh, ne temem să ne ajungem să o regretăm prin comparație. Înțeleg. Deci, de în măsura a, în a, care lista nu, oficială nu există absolut niciun criteriu meritocratic de numire în aceste funcții. Practic, au rămas la pixul Ministrului de Justiție cum era și înainte. Bun. Că președintele mai are și el o oarecare atribuție, că informal, de fapt, e posibil ca președintele să fie cel care de ci de categoric. Sistemul judiciar și Consiliul Superior n are niciun cuvânt de spus. E totul de fațadă. Bun, vor emite un uh, aviz de care ministrul poate să țină cont sau poate să nu țină cont. Și cu asta basta. Da. Deci același aviz consultativ care poate fi ignorat. Bun, astea sunt reproșurile adusei Gabrielei Scutea. Un crimbologa, ce-i reproșa. Din punctul meu de vedere, crimbologa, date fiind condițiile în care acesta a funcționat, revin, eu privesc din exterior, nu am lucrat la DNA, nu cunosc dar în măsura în care DNA-ul s-a confruntat cu probleme reale de personal, măsura în care dna a fost asaltul asupra lui, mediatic și din toate punctele de vedere a continuat în măsura în care colectivul pe care l-a preluat Crimbologan nu era în cea mai bună formă, din punct de vedere psihoprofesional. Mă refer, nu am ceva, dar revin din exterior, deci nu e un, ca să zic așa, o laudă, nu este un cec în alb. Dar, din punctul nostru de vedere nu s-a descurcat rău, date fiind condițiile și dată fiind situația. Altfel spus, merită un al doilea mandat? Altfel spus, nu vedem o problemă în măsura în care va primi un al doilea mandat. Încetul cu încetul, DNA-ul pare că are început să funcționeze. Sper că nu este doar pentru că se apropie punerea în discuția celui de-al doilea mandat, ci o evoluție firească a unui mandat Evident, dna nu mai are instrumentele pe care le-a avut în urmă cu 4-5 ani când, să zic așa, duduia. Nu mai are procurorii pe care i-a avut. Nici competență. Păi, instrumentele la asta mă referam, Nute. la competențe, nu aspect. A, și alt tip de instrument. Corect. Aba. DICOT? La DICOT, după Conducerile precedente Care Ca să folosesc așa O exprimare elegantă Nu au fost cele mai fericite Opțiuni Pentru a conduce Dicotu. De altfel Doamna Care a precedat Actuala conducere și care s-a pensionat Între timp de asemenea, noi am solicitat să i se emită aviz negativ, s-a emis un aviz negativ. Iar domnul de dinainte, care, mă rog, înțeleg că a fost adus de la parchetul de pe lângă judecătoria Podul Turcului să conducă am în amândouă persoane le-au produs mare de serviciu acestui, acestei direcții. Noi apreciem că, sub actuala conducere, lucrurile au mers și s-au reparat foarte multe din defecțiunile provocate de managementul defectuos, mă repet, precedent. Deci, din nou, nu vedem o problemă dacă va primi un al doilea. De fapt, dacă va primi primul mandat, Stați că din Așa cotul este. nu a avut Așa conducător. Este. Să nu uităm că, doamna Pățu, a condus DICOT-ul din poziția de adjunct, ceea ce la prima vedere pare o chestie de nuanță, dar să nu uităm că procuror, procurorul șef de direcție are și anumite instrumente, cum ar fi are dreptul la consilieri. Consilieri care la rândul lui pot să ajute în această activitate. Ca adjunct nu poți. Am înțeles. Deci a fost privată. De a fost privată. Acesta. Doi, să nu uităm că până la actuala lege, în urma uh, rilului, absolut previzibil, care a stabilit ce înseamnă procuror șef, procuror erarhi superior, la insistențele actualului procuror general, care n-a înțeles, mă rog, a vrut să-și valideze post factum Infirmarea urmării penale din acel dosar de care am pomenit, în care ea nu avea nici măcar calitatea de Procurorul acum pe actuala lege are, dar atunci nu avea. Și-a forțat, sesizând în alta curte cu un RIL, RIL care, evident, ca să folosim o expresie, cum zicea un coleg, i s-a dat peste nas. Din acel moment, practic, atât Procurorul Șef de Nea, cât și Procurorul Șef de DICOT, nu au mai avut calitatea de. sau s lămurit, că nu au calitatea de procuror superior pentru procurorii din secții, ci procurorul șef de secție. Dacă la DNA lucrurile au mers cât de cât bine, că sunt două secții, la DICO sunt mult mai multe secții, doi persoanele respective au, au fost numite în fruntea acelor secții, sub vechea conducere. Uh, Mulți dintre ei, când a preluat doamna Puțu mandatul, erau numiți, dacă nu mă știu, de pe vremea Tudorel Toader. Deci automat a existat, ca să spun așa, a existat asperități și lucrurile n-au funcționat cum trebuie. Iar procurorul șef de s-a trezit lipsit de instrumentele necesare de a interveni până la urmă și de a-și efectua controlul asupra procurorilor din direcții. Practic, DICOT-ul devenise un fel de sumă de diicoturi. Fiecare secție era, oricum, diicotul are peste 300 de procurori în schemă. E cea mai mare structură din țară. Ori la acel moment, practic, fiecare secție devenise, practic, un parchet sau o direcție de sine stătătoare. Deci a fost greu și din acest punct de vedere. Și credeți că acțiunea a fost deliberată? Nu a, uh, acțiunea, Deci nu avea cum să f se prevadă situația că persoana. Bine, avea cum să se prevadă până la urmă uh, CSM-ul îi dăduse un aviz negativ uh, doamnei Hosu. Deci era evident că nu lucrurile vorbesc nu. după plecarea doamnei Hosu. Deci nu s-a organizat. Nu un se concurs. putea. A, aici să-l întrebați pe domnul care a fost și este ministru al justiției. Din ce cauză nu a ocupat uh, poziția de procuror șef de ICOT? Dacă mă întrebați pe mine, părerea mea este că uh, din anumite puncte de vedere, Dicotul e considerat, uh, din punct de vedere al anumitor centre de reflexie, e considerat irelevant. În sensul că nu au un interes personal pe acea zonă. De aceea, probabil, la DICOT concurența va fi mai puțin sau mai pe zona tehnică. O concurență mai degrabă în zona, mă rog, sistemului judiciar intern, fără neapărat să aibă legături cu celelalte autorități ale statului. În regulă, să trecem la a doua parte a interviului, a doua temă. De ce credeți că domnul ministru Predoiu a recunoscut în comunicatul de după interviul de la Europa FM că avea informația achitării din surse neoficiale a domnului Dan Hosu? De ce nu s-a rezumat la a spune că a fost o eroare? Bun. Acum, oarecum, această discuție are legătură și cu prima. Că, de fapt, nu e vorba doar de o gafă. Este vorba, până la urmă, de o gafă comisă de o persoană care, zilele acestea, va decide cine va ocupa cele mai înalte funcții ale Ministerului Public. Din marile parchete. Bun. Revenind la situația asta, ce anume l-a determinat să facă acea afirmație, putem face numai speculații. Nu putem să-i citim gândurile. Este clar că domnia sa a pierdut controlul. A pierdut, mă refer, a pierdut controlul în acel interviu. Avea o frustrare pe care nu și-a putut-o controla. Aparent, domnia sa face impresia unei persoane incapabile să accepte ca greșit. Extrem de orgolios. Vorbim ca imagine ceea ce, mă rog, ne-au prezentat colegi. Eu, 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 eu discut aici ca să zic așa o poziție colectivă, nu neapărat. Eu n-am văzut acel interviu, am văzut ulterior. A, așa timpul nu mi-a permis, am o agendă destul de ocupată, ca să zic așa. Bun. Realmente, părea că are o suferință internă și vrea să arate lumii întregi ce extraordinar a fost el și opțiunea lui. Bun. Asta de ce a ieșit porumbelul din gură, ca să ne păstrăm în zona colombofilă. Însă, dacă într-adevăr acesta a efectuat demersuri pentru a se interesa cu privire la soluția care urmează să se pronunțe, este extraordinar de grav. O asemenea persoană nu că nu are ce căuta în zona, în funcția de ministru de justiție. Aici deja discutăm și de anumite aspecte de natură penală, divulgarea unor informații nedestinate publicului. Este o infracțiune. Mă rog, se crede serviciul sau nedestinate publicului. 2. Uh, dacă... Vă, vă spun care au fost ipotezele în sistem. Uh, prima, ca să spun așa, a fost că realmente și-a pierdut controlul și-a vorbit gura fără el, ca să folosim o expresie populară. Și că a doua zi a comis-o și mai rău nevrând să recunoască că a greșit prima oară. Bun. În atare situație, o persoană care realmente dă -te în dovadă de atât de puțină responsabilitate a afirmațiilor sale, nu are ce căuta în acea funcție. Trebuie fie să-și dea demisia, fie dacă nu are nici măcar acel minim de responsabilitate. Să fie, ca să spun așa, demis din acea funcție. Nu se numește demitere, Procedură, nu intrăm acum în amănunte. Doi, o altă opinie a fost că prin aceasta s-a încercat exercitarea unei presiuni asupra completului. S-a transmis un mesaj, cum se întâmpla înaintea aderării la Uniunea Europeană, că vă faceți aminte, era o doamnă, Rodica Stănoiu, care a apărut în niște transcripturi de la o ședință a guvernului în care stabileau ce anume, cum trebuie să sune niște hotărâri judecătorești, ce anchete și împotriva cui trebuie făcute. Așa. Deci, o întoarcere la niște vremuri de-a dreptul sinistre, pe care am preferat să nu le mai trăim, mai ales noi cei care le cunoaștem. Mm -hmm. O altă variantă este, o altă ipoteză care s-a emis a fost. Că acesta a avut niște informații, dar că la un moment dat, având, bineînțeles, mintea foarte ocupată, a confundat viitorul cu prezentul și a povestit ceea ce i s-a spus, fără să. O altă ipoteză care s-a spus este că întrucât unul dintre judecători, cel despre care cea despre care s-a scris că a fost chemat a doua zi, sau mă rog, că a fost prezent a doua zi la Ministerul de Justiție în legătură cu o procedură separată, este o persoană, întâmplarea face că am cunoscut-o și eu profesional, care se bucură de o imagine și o, de asta ireproșabilă. Nu a existat niciun moment de-a lungul carierei în care să facă sau să există suspiciunea că transmite astfel de informații și că de fapt s-a încercat o compromitere a acesteia pentru a se repune cauza pe rol, pentru a fi recuzată din complet și pentru a se rejudeca într-un nou complet din care culmea Înțeleg că în acel complet a fost desemnată doamna Lia Savone. Deci, cam astea au fost ipotezele care s-au uh, uh, perindat în rândul colegilor. Bun. Ar fi spus, se știe deja de cine va fi judecat dosarul HOS. Păi, nu mai are ce să se judece, pentru cât între timp acesta a decedat, de, pentru care soluția va fi încetarea procesului ca urmare a decesului. Da, dar mai sunt patru inculpați în dosar. Am înțeles. Nu. În mod normal, din câte știu, s-a rămas în pronunțare. Acum nu știu dacă, schimbându-se situația, se repune pe rol. O va hotărâ completul care a rămas în pronunțare. Deci, aici nu chiar nu vreau să discut acest aspect, să nu fac ceea ce l-acuz pe... Bun, ceea ce vreau să spun este în felul următor. Fie că a acționat irresponsabil, fie că a încercat să exercite o presiune asupra, fie că a obținut niște informații de la unul dintre... să uităm în completul colectiv, sunt doi judecători. E apel. Așa. A, așa. După ce s-a întâmplat această situație și mai grav, acel comunicat dat uh, din poziția de ministru al justiției, prin care realmente, negru pe alt spune acolo că ar fi avut informații din surse informale. Bun. Da, Un oficial. dosar aflat în deliberare nu poate să aibă decât două surse informale. Judecătorul A, judecătorul B. N-are cine altcineva să fie. Bun. Că este așa, că nu este așa, imaginea justiției a fost aruncată în aer. Revin. Toate aceste ipoteze care au circulat și circulă, vorbesc în interiorul sistemului, nu mai discut ce este în opinia publică generală. Automat, imaginea de judecată, independentă, imparțială, a fost făcută praf. Neîncrederea în sistemul judiciar și neîncrederea în conduita acestei persoane care ocupă funcția de ministru a ajuns la cota maximă, înspre minim, ca să spun așa. Ori acum să mai discutăm de faptul că el urmează să decidă cine va ocupa pentru următorii trei ani cele mai înalte funcții din sistemul parchetelor. Indiferent și dacă ar alege zeii procurorilor automat prin simplu fapt că sunt, numirea lor va fi asociată cu această persoană, va exista în permanență o suspiciune. Că aceștia nu au fost puși acolo pentru abilitățile profesionale, ci pentru că există niște interese pe care aceștia le vor servi. Rebind, discutăm teoretic și discutăm la... Cum să vă spun? Situația nu este cea mai fericită la nivelul Întregului sistem judiciar. Venim după niște perioade crunte în care justiția a fost sub un asalt permanent. Venim după ce uh, au intrat aceste legi în vigoare, care în multe aspecte ne-au dus înaintea în perioada dinainte de aderare. Ori, într-o situație atât de delicată, orice atingere adusă până la urmă imagini, orice atingere adusă încrederii, de fapt, aici e vorba de încrederea în sistemul judiciar. Cât a mai rămas? Și credeți-mă, e o problemă foarte mare pentru că vorbim de o neîncredere generalizată în interiorul sistemului. Nu vorbim de neîncrederea populației care n-are. Este vorba de neîncrederea noastră în ceea ce se întâmplă în jurul nostru în sistemul judiciar. Domnia sa revine, a scos porumbelul din gură. Bun, s-a întâmplat situația asta. Nu l-a pus nimeni ca a doua zi să emită un comunicat oficial pe site-ul Ministerului în care efectiv să arunce în aer tot sistemul judiciar. Păi, bănuiesc că era e, prezența la Minister a unuia dintre membrii completului prestabilită de dinainte. Sper că era așa. Doi, în atare situație, o persoană care, cât de cât, avea responsabilitatea funcției și a demigiului care se poate, am început și eu să vorbesc cu furculision, aduce sistemului, ar fi transmis, ar fi contramandat toate aceste întâlniri, pentru a nu exista nici măcar o umbră de îndoială cu privire la... Ori, literalmente, nu pot să-i contrazi pe colegii care spun că s-a încercat compromiterea unui dintre judecătorii din apel. Nu o pentru niciuna dintre ipoteze, poate fi un amestec al tuturor, dar, mă rog. Înțeleg, punctul nostru de vedere. O ultimă întrebare, cu permisiunea noastră, se face politică în sistemul judiciar? Și dacă da, în ce procent? Având în vedere că numirile în funcțiile înalte se fac eminamente politic. Din păcate, ceea ce am încercat noi să excludem, și anume factorul politic din sistemul judiciar, n-am reușit. Nu vorbesc neapărat că persoanele care ocupă o asemenea funcție ar face politică sau ar. Ideea este că, în măsura în care alte autorități ale statului sunt cele care controlează, alte autorități ale statului, numite categoric. Și asta se întâmplă oriunde în lume, democratic, pe criterii politice, pentru că membrii guvernului sunt politicieni, în general. Așa se întâmplă da. că spun tehnocrați, unii dintre ei, până la urmă, tot o decizie politică e de numire. Asta se întâmplă peste tot în lume, dar sistemul judiciar este altceva. Este acea autoritate, acea putere, dacă vreți, care le contrabalansează pe cele politice în interesul și în suportul cetățeanului. Ori în momentul în care nu avem un echilibru, în momentul în care, mai ales la Ministerul Public, unde revin tocmai ce prin noile legi promovate de către același ministru de justiție care face acum anumirile, procurorul general a devenit un super procuror. Are puterea să intervine în orice dosar din țara aceasta. Bun, în atare situație este cu atât mai uh, periculoasă, ca să spun așa, uh, numirea în marile funcții. Dacă la, inst mă rog, la instanțe nu mai e cazul, să nu uităm că Ministerul Public este și o structură piramidală. Există într-o formă și principiul subordonării ierarhice. Ori. Când tu numești în 16 funcții din stat cele mai înalte funcții, procuror general, prim-adjunct, adjunct, procuror șef-direcție, cei doi adjunți, șefii de secție, la toate cele, direcțiile și parchetul de pe lângă înaltă, toate pe un, o numire în care doar factorul politic este cel care decide, automat ne punem mari semne de întrebare cu privire la. Vulnerabilitatea sau la capacitatea Ministerului Public de a răspunde până la urmă nevoilor consacrate constituțional prin atribuțiile acordate acestuia. Soluția care ar fi? Soluția care a fost, nici măcar nu e vreo invenția noastră, a fost evidentă tot timpul. Fie propunerea de numire să fie făcută de către secția pentru procurori a CSM-ului, cu avizul conform al Ministrului Justiției, pentru că până la urmă, sub autoritatea lui se desfășoară. Așa, fie ministrul să propună, dar să fie avizul conform. Astfel încât, existând posibilitatea ca oricare dintre aceste entități să blocheze pe cealaltă, automat ar fi fost mai multă responsabilitate din ambele părți. Ori se pare că nu aceasta a fost uh, intenția. Dau seama că există până la urmă o tendință sau o tentație de a controla cât de mult se poate din sistemul judiciar. Mai mult sau mai puțin manifestată. Dar mă rog. Muito mais. Vamos ao